Da. Din nou, direct pentru partea a doua a emisiunii, nu, v-am întrerupt înainte de publicitate. Acum nici nu mai știu care era discuția înainte, pentru că și în publicitate am discutat, am povestit ce? La? Parcări. La parcări. Da, mă, lasă-mă, parcările a fost înainte. Oricum ne întoarcem la parcări, oricum o să discutăm și de traficul rutier din municipiul Reșeniță, județ, dar alături de, sau în această dimineață, co-participant la matinal consilierul local PNL, domnul Adrian Arămescu. Am spus că v-am întrerupt înainte de publicitate și nu vreau să creadă cineva că nu vă las cuvântul în această dimineață, că nu vă las să spuneți ce aveți pe suflet, pentru că, repet, consider că nu apucați în Consiliul Local să spuneți absolut tot ceea ce ar trebui și nu numai. Dar... păstrând un pic filonul discuției, trebuie, sau ca să găsesc eu o scuză, pentru că nu mai țin minte subiectul, trebuie să spun așa, nici în pauza de publicitate nu am tăcut, adică în continuare am avut dispute verbale, ca să spunem așa, pentru că ca leitmotiv vă spun cât se poate de clar, unul din lucrurile cu care nu voi putea fi de acord cu domnul Arămescu, adică refuz eu vreodată, nu știu, poate să aducă argumentele, dar nu cred că va reuși vreodată să... Dumneavoastră, Ion Iliescu refuzați, a fost un mare patriot. Auziți, dar e o chestiune, că a spus-o așa fals, că a spus, dar cum a spus-o, a spus-o bine, asta trebuie făcut. Deci trebuie menținut CAP-urile, IAS-urile erau organizate, IAS-urile aveau magazin lor, aveau desfacere, aveau tot. Am fost acum polițienii noștri, pot să ia exemplu. România a fost organizată foarte bine în perioada socialistă. Producție, desfacere. Contraziceți-mă că nu e așa. Nu. Deci, poate n-ați fost în țară, domnul Marius. Ba, tocmai că am fost în țară. Dacă ați fi fost în țară și cum era organizată, problema era că asta este în sângele poporului român. Dezinformare. Cred că Ceaușescu în ultima perioadă nici nu prea mai era sănătos la cap. Știți? Atunci când vezi tu poporul la cozile alea cu așa o producție. Ia gândiți-vă, faceți un exercițiu de imaginație. Din postura sălbatic până a venit poporul, ca societatea subdezvoltată, da, până în perioada socialistă, dacă se mergea în același ritm de dezvoltare, măcar jumătate la sută, jumătate, așa, în ăștia 28 de ani, unde era România? Trebuia dat drumul la privatizare, totul din stat, militarizat, să rămână statul și bine organizat, că nu suntem toți, domnul Omar, nu spuneți mie, am avut o mașină care se chema Aro, deci avea o firmă, dintr-o întâmplare, că nu era o mașină extraordinară, au câștigat și ei la raliu ăsta, Paris, Dakar, sau cum, dintr-o întâmplare, dar acum, cu inginerii noștri, avem oameni pregătiți, nu știu dacă mai avem, dar am avut, o puneai la punct, mai copiai de la unul la altul, suspensii și așa, aveai o mașină, o emblemă, puteai să faci un cipulez în ea, așa, Dacia, te duceai, Dacia, păi, dar noi nu puteam să facem o mașină. Am dat tot. Înseamnă că suntem incapabili. Hai să dizolvăm și statul, să ne rugăm de un alt stat. Băi, luați-ne, mă, învățăm și limba voastră. A, știți că era bancul ăla cu România. Domnule, trebuie să dăm, să declarăm război cuiva, să vină ăla, să ne cotropească aici, că s-ar putea să ne fie mai bine. Cotropiți. Pentru că în momentul de față, nu știu, când ai o colonie în administrare sau un teritoriu cucerit, domne, cam ai grijă de el, da? Corect. Ca să poată să producă cât mai mult. Vezi cazul Bucovinei, da? Bravo. Când a intrat austrieci. În momentul de față... suntem lăsați de izbire și numai ne iau. Asta și noi stăm și ne rugăm, o spus să vină Dumnezeu să ne ajute. Păi, dar Dumnezeu e în tine, mă. Dar n-are timp de toate prostiile pe care le faceți voi să le repare. Hai să fim serioși. Da, dar Dumnezeu nu e în capul nostru, în conștiința noastră, de neam și tot stăm și ne rugăm așa și repede la moaște. Hai, mai descoperi un sfânt. Hai acolo, ne rugăm. Ia, mă, factura într-o mână și într-o cealaltă mână un prelungitor de la care se punea între animal și om de-a lungul istoriei, când a evoluat omul, și spune, bă, explică-mi aici de ce trăiesc eu rău, că nu mai pot plăti, mă. Explică-mi cum aprind eu aragazul sau așa ea și fac mâncarea în două ore. Unde e puterea calorică? Nimeni nu dă nicio explicație.
Unde e ANRS eu, ANRSC? Ăla care trebuie să mă păzească pe mine, de aia care mă tâlhăresc în fiecare factură. Cum vă spui cazul dumneavoastră, Apa Nova, ce comunități suntem noi, locale, București, și tot ca să... Nu poți să... Băi, dacă nu-ți poți să administra oraș sau ceva, lasă-l și fugi, măi! Lasă-l și fugi, înseamnă că nu ești capabil de nimica. Cum să vină unul? Dar ăla vine ca să-ți facă ții servicii de dragul tău, ca să te spezi numeroșa porc? Sau vine să te exploatezi, să spună prețul la apă, când nici nu-ți vine să dai măcar pe urechi? Despre ce vorbim? Ideea este următoarea. Nici o societate sănătoasă la cap nu vine pentru a face... Și de mii de acte de binefacere. Noi el vine să facă profit. Da, și noi națiunea română. Dar, cum poți să stai? Omul știe să facă profit fără nicio problemă. Noi nu știm. S-ar părea că nu știm. Nu, vă spun ce nu știm noi. Noi, poporul ăsta, ce nu știm? Să fim uniți și să știm că avem dreptul să trăim, că avem o singură viață, asta. Și să rompe ăla care încearcă să vândă de urechi și înconjută în fund. Ia treci, bă, tu dreapta și lasă-mă pe altul. Domnul Arămescu, eu mă uit așa. La orășelul nostru, problema parcărilor, de acum, dar chiar am să vreau să o explicați. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum se întâmplă nenorocirea asta, când e anul de zile de când e chestia cu parcările, sau dacă nu e anul, e un an fără o lună. Un an fără sfârșit. Da? Și anul de la asta cu parcările, deviem noi, ajungem la traficul rutier, că se vrea să face sensuri unice în Suceava, și mai văd. Da, nu. Haideți, spuneți-mi asta cu parcările prima oară, că după aia ajungem la un subiect care mie drag, dar ce e atât de prospus. Încât... Da. Spuneți! Ce vreți să știți, să nu știți? Ce se întâmplă? De ce în Suceava e nebunia asta cu parcările, îndrăznesc să spun, mai abitir decât în alte orașe? Da. Hai să luăm problema exact. Noi am avut la începutul, chiar în perioada socialistă, un arhitect fără sânge în instalație, da. Instalație. Deci, n-a avut curajul, deci a fost un ticălos. Uitați-vă, Botoșani, alte orașe, care n-a avut curajul să spună, băi, nu dărâmăm satul românesc, altă tâmpenie al lui Ceaușescu, unde e drept, e drept. El era bătrânel, senil și tot, la ștate era și atunci, n-aveau curajul să-i spună. Deci, ăla a fost un om îmbolnăvit decât a fost pupat. Da. 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 Deci, îmbolnăvit. Noi insistăm. Noi facem... o demonstrație pe orice om. Dacă îi spune, băi, omule, ce deștept, ce frumos, și repeți așa, și mai spune și nevastă că e și frumos și deștept, ăla e îmbolnăvit că nu poți să mai trateze nimeni. Așa s-a întâmplat. Da, luați-o, mai fost pe acolo, pe la chinești, pe acolo, eu mai arta niște defilări și l-am îmbolnăvit. Haideți să rămânem la subiect, iarăși și mă duceți în toată Nu, vă spun așa. Și acolo arhitectul n-a avut, băi, omule, cum să dărâmăm noi Sfântul Ilie? Cum să dărâmăm Burdujeni? Lasă-mă satul românesc, acolo e tradiția, acolo e producție, tot. Luai, cerei, te-ai la stațiune, că aveai pământ, făceai sprimoara. E același pământ. Același acolo se făcea agricultură. Da, și aici tot agricultură, aici puteți să facă experiment, tot un fel de agricultură, dar s-a mai cercetat ceva. Da. Am distrus tot, ne aduc olandeze, care o pui în pământ sămânța și nu mai iasă. Da, ne-au făcut, de toate unghiuri. Trebuie pusă doar în apă cu vată. Pentru tâmpiți, da. O mănânci odată și gata. Iar cu trai să îmbăți la olandeze, să ne mai dea odată, noi am distrus tot. Deci cu bună știință, pentru interes de afară. V-am spus, n-are nimeni interesul să te facă pe tine om. Deci, sărac, toată viața ca la boier. Tăi cu trăisuța, mai muncesc o zi, iar cu trăisuța. Așa. Deci, arhitectul ăla spunea, de aici spre cumpărătura. Făceai două, trei blocuri, un teren de tenis, mai făceai ceva, iar și făceai un oraș de vizia. Uitați-vă la Botoșani. A fost proiectat cu bulevarde mari, cu tot. Ce poți să faci un oraș? Explicați-mi, poate eu stâmpit, nu am viziuni. Așa, să mă bag într-o vizuină, poate mă încapă ceva. Ce să faci? Ce să faci? Să faci... Da, Suceava, practic, nu a fost niciodată oraș până la momentul comuniștilor, da? Era târgul Suceve, adică... Târgul Suceve, dar dacă era un arhitect, nu îngrămădea toate blocurile, ați văzut acolo. Deci noi, la noi orașul nu pleacă concentric, să ai piața centrală și de aici să se ducă, da? A fost o dezvoltare a unui arhitect deci fără aveam, cap, știți? Aveam și noi șansa asta dacă se făcea șoseaua de centură, dar așa complet,
să zici că pleci invers, adică din cercul mare către centrul orașului. Și era o chestie. Vă dați seama ce tâmpenii. Deci acum ai puncte, nu poți să treci între două orășele, Burdujeniu și Suceava, ca să-i gazez. Deci vă dați seama cât de tâmpită. Păi vă trebuie dus la 40 de kilometri pe Albia unui râu, unde nu sunt sate. Așa, punei o linie de transport. Vă dați seama, ca să-i gazez așa ca la... Că la Ujiți. Cum să faci tâmpenea? IFA. Da. Deci aia e o întreprindere foarte rentabilă. Deci era. În tot ce avem pe noi... A, da, și acum e foarte rentabil. Natural. Dar trebuia pusă... Nu natural. Natural, artificială. Da. Trebuia pusă... Au și nemții, toate țările au. Dar e pusă... Trebuia pusă. La Moldovița, undeva, unde nu afectează populația. Și din profit, mai dădeai și la mediu, mai plătai niște copaci. Da. Din toate taxele. Noi tăiem, vă dați seama ce tâmpenii, ne-a să spun de parcare, o adus acum, numai, nu știu cum le trece prin cap. Nici dacă vreți. Acum, deci ăștia stai toate pădurile, tot țăranul român. Da. Deci, nu știi unde să adresezi, să iau un braț cu lemne. Vă dați seama unde am ajuns într-o țară ca România. Nu știi. Acum o spun că la primărie, era mai asistat la o fază, așa... Deci, de-a dreptul, dacă n-ar fi tragic, e de râs, sigur. Cum poți să faci mișto de un popor? Spune, gata, la primărie, după lemne, vine acolo, pădurare și așa, sistemul. Unde avem? Moldovița. Păi, omule, cu ce s-a dus tu lemne la Moldovița? Vă dați seama ce mașina. Cât te costă pe tine să plătești acolo, ți-mi pune preț, nu ai cu ce să încălzești, măcar să-l încălzești, că le-a dracu de foame și de frig. Doar acum poporul trece mai rău ca pe timpul socialismului. Degeaba spuneți, atunci era producție și oamenii se descurcau. Bun, adevărul e că lucrul ăsta nu pot să-l înțeleg la ora actuală. Înainte, se spune așa că industria României, asta chestia care m-a enervat, în perioada lui Iliescu, spuneați dumneavoastră, patriotul ăla. Da, dar nu vă enervați, că realitatea tot, da, spuneți. Domne, industria românească e un maldăr de fiare vechi. Stați că nu vreau să mă enervez încă o dată. Deci, industria românească un maldăr de a fiare vechi. Dar, așa proastă cum era, industria românească mai producea câte ceva. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnul Arămescu, poate nu știu eu, ce mai produce România? Nimic. Produce ceva? Nimic, nici măcar forță de muncă nu mai produce. Din cauza asta, ăștia au îmbătrânit și nu mai au nevoie nici Europa de noi, că de acum trebuie să le dea pensii și vor să ne trimită... Da, cred că au găsit o resursă mai ieftină, Orientul Mijlociu, Siria. E mai ieftin tot ce acolo. Nu știu dacă e așa pregătit, e un pic cu sălbatici. Auziți? Nu știu, nu mă pronunț din informațiile... Nu, părerea mea personală și... asta este o prostie a Europei. Ce e cu multiculturalism? Asta e cea mai mare tâmpenie ca să distruge o societate care s-a format în mii de ani. Ce caută sălbaticul din Siria în Europa? Ei, tu ai făcut din Siria, nu știu, adică aici nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Siria până la urmă, să știți că Siria, sirienii, au o istorie, o tradiție mult mai bogată și mult mai decât ceea ce avem noi. Haide să domnul Marius, să deci lăsați era civilizație când în Europa lăsați-mă să cred, că religia își pune o amprentă asupra unei societăți și asupra minții noastre religia, încât nu poți, un om îndoctrinat religios, nu poți să faci multiculturalism, ăsta e creștin, catolic și ortodox, și ăla vine cu... Stai acolo, măi, în țară la tine, cultura ta, cu baticul tău în cap, cu vălul ăla pe față, stai acolo, măi. Ce cu tâmpenia asta? Îi amestecăm. Nu vedeți ce se întâmplă? Dacă sunt așa de au așa o cultură, de ce violează femeile prin Germania? De ce tâlhăresc? De ce? Nu știu, acum mă uitam chiar pe o statistică să văd ca procente cât reprezentau sau cum e împărțit acolo în Siria, pentru că acolo sunt creștini, sunt bineînțeles și islamici. Nu are ce căuta, domnule. Deci mai deci nu am nimic cu nicio o religie. Religia ar fi și culmea, că nu v-aș mai lăsa să vorbiți aici. Nu. Asta aparține de legile făcute ale unei țări. Mentalul și
cum să vă spun eu, Dumnezeu nu așteaptă, deci asta trebuie să înțeleagă, fiecare îi spune într-un fel. Nu așteaptă tot să stai cu capul la iarbă, treci la muncă, ea și te ordonează. Uite și Dumnezeu e acela care de dimineață până seara tot să faci cruci și să te dai cu capul de iarbă. Ce... Asta spune Dumnezeu și după aceea ieși și trage sus cu pistolul. Spune că Dumnezeu vede ce propovăduiește și Biblia. Și cu... Păi iubirea, ce înseamnă iubirea? Iubirea înseamnă unitate. Asta trebuie să învățăm și noi, putere. Asta vă provădă. M-ați adus aici la Siria, am plecat la parcările din Suceava și dumneavoastră mă duceți în Siria, da? Da, spune din parcări. Care e până la urmă faza cu parcările? Că eu nu mai... V-ați dat dumneavoastră răspunsul. La începutul emisiunii. Cred că ajunge. Ce putea să mai dezvoltăm? Da, ambiții politice asta în, detrimentul cetățenilor. Că ar fi așa, când ar fi așa. Da, mai omule, hai să stăm acolo. Ați observat. Eu, dacă vine o idee bună chiar de la partid, că eu nu am opozanți. Nu este niciun opozant acolo. Dacă vine ideea bună de la un băiat, credeți că vă unul e prost? Nu, niciunul. Vine o idee. Da, eu votez exact cu ideea bună. Nu am nicio treabă. De asta să-i trimis orice consilier. Dar de asta e la scară mică. Așa, acolo. Să caute soluția cea mai bună pentru comunitate. Caut o mată într-o zi, dacă ai făcut un lucru bun, și tu beneficiezi de chestiunea asta. Ce era așa greu? S-a aprobat și începea să se asfalteze. Mai mult sau mai puțin, în funcție de bani. Că Suceava nu are bani. Suntem unde e așezată harta în cui. Aia că parlamentarii noștri doar în loc să bat, să aducă bani, ei să dușmănesc. Păi, că cealaltă e liberal, că cealaltă e PSD, păi, merge de mânuță, mai beți o cafeluță, o votculiță. Păi, cum facem Suceava să aibă bani? În această emisiune nu încurajăm consumul de alcool sau... Nu. Da? Nu deci încurajăm produse alimentare cu grade. Poate îi le dă mai multă minte. Știți ce face alcoolul? Alcoolul diluează sângele și circulația este mai bună. Și poate ajunge la creier, se oxigenează mai bine și gândești. Poate gândești mai bine bat decât trează. Da, da. Și poate face un lucru bun. Repet, consumul de alcool, clar, nu are cum să fie bun. Asta vedem depinde foarte clar și numărul de accidente. Auziți, depinde de cantitate. Nu la volan, să meargă cu trenul. Ei merg cu avionul. A, cu trenul sau cu avionul. Am înțeles, da. Și auziți. Recomandabil parlamentarilor, după cum spuneați. Dacă s-ar bate și ar veni bani, ar face un tăi. Nu ne interesează, nu mă interesează cum îl cheamă pe parlamentar. Du-te mai acolo și te bate. Mergi până la Botoșani, mergi până la Neamț, mergi până la Iași. Apoi, faceți o ședință, dar nu cu răutate, cu obiectivitate. Ce ședință? Ați văzut o pasă cu marșul de protest către București? Pe 19 mai, de vreo două săptămâni, publicitate pe chestia asta. Vrem autostrăzi asta în Moldova. Să vă spun. Vedeți? Vrem ca regiunea noastră să fie legată de Europa. Vino și tu! Da, și nu-i corect. Parlamentarii sunt e foarte corect. Eu îmi pun întrebarea. Deci, cine face asta? Asociația Împreună pentru A8 și Moldova vrea autostrăzi. Nu știu. Nu văd cine sunt organizatorii. Dar, domne, se depun niște eforturi ca să ce? Ca să, la un moment dat, să fim mai, cum spuneați la începutul emisiunii, mai dezbinați ca oricând, da? Și să dăm motive de râs la alții. Pentru că, vedeți dumneavoastră, am mai spus în cadrul unei emisiuni matinale de-a noastră, întâlnirea este pe 19 mai, la ora 9, la Rond Castel de Apă, pe 85, la nord de Roman. Adică acolo e întâlnirea. Deci, eu unul la această întâlnire nu mă pot duce. Da, hai să vă explic ceva. Domnul Arămescu, o secundă. Eu la întâlnirea asta nu mă pot duce. Dar eu îmi doresc mai mult ca orice să văd autostradă. Să văd eu, ca să știu că las moștenire și copiilor, infrastructură serioasă, da? Deci eu nu mă pot duce. Drept pentru care, în situația în care sunt eu, probabil și domnul Arămescu, pe 19 mai, la ora 9, puteți fi acolo, la Rond Castel de Apă. Să vă spun eu, în cazul dumneavoastră, a tuturor cetățenilor din Moldova. Noi am trimis reprezentanți în Parlament. Ei să unească toți și să ridică toți în picioare care fac parte. Dar poate nu înțeleg lucrul ăsta. Vă spui toți și spune, păi oameni buni, noi
facem parte din România. Noi plătim taxe, impozite. Domnule, acum aici societatea civilă care se simte că nu e reprezentată de oamenii de care vorbeați dumneavoastră, vine și spune, bai, să facem un marș. Dar eu spun clar că marșul ăsta nu o să aibă cum să aibă vreun efect. De ce? Pentru că vor fi mult prea puțin reprezentați. Tura trecută, când s-au întâlnit tot pe la Târgu Neamț, dacă nu greșesc, sau la intersecția pe 85 cu Târgu Neamț, de-au mers câțiva din Suceava, au ajuns câteva camioane. Hai să vă spun mai ca uzi. Am văzut alții care spuneau, a, mă, și ce mare, s-au întâlnit 20-30 da. Acolo. Auziți. Asta nu e nicio chestie. Păi asta, dacă nu e la citate și... dacă ar face, nu așa se face. Ați văzut demonstrații în Grecia? Hai, nu, mai vrei autoband? Hai să blochează tot, de 85 tot lună de zile. Și dacă nu dar se, nu o lună nu de zile. Luni, pe data de 19 mai, la ora 9, nu așa se face. Pe data de 19 mai, la ora 9, tot e 85 blocații. Nu contează. Eu de aici din Suceava mă duc până la cumpărătură, la 2 pași. Până când se semnează documentul. Punct, s-a încheiat. Nu, primoare îi faci una de aia de avertisment, îl blochezi 5 minute. Îl vezi, bă, ce s-a întâmplat. Auziți, domnul... Lumea... 28 de ani. Nu mai ai timp. Viața noastră e pe sfârșit. La ăștia care suntem un pic mai în vârstă, tot am așteptat. Cum a așteptat românii să vină americanii prin 58? Și uite că au venit. A venit și ne-au adus, Vă dați seama, acum vor să plece și nu mai pleacă. Da, uitați. Noi suntem pentru că și deoarece că nu vrem să ne organizăm. Noi singuri. Nu avem reprezentanță. Deci, dacă blochez, ce le-au făcut la greci? Le-au luat ceva? Să văd dacă popor de la Ahile, de-a cui să e, care se luptă. S-au luptat, le-au luat și bani, și-au făcut stadioane, și-au făcut autobuz. Vreau să vă plătim, bă, băieți. Noi plătim ca proști vă 3 miliarde și noi împotriva noastră. Ați văzut vă dată, am luat și eu, am spus, prind și eu o gâscă ceva, o pomană dintre asta europeană, fonduri. Da. Deci cât îți ceri, ți-i lași pe guba și bani înainte îți ceri. Păi, dar tu nu poți face o instituție a statului și să-ți iei tu 10% din investiții cu băieți plătiți din stat și spune, domnul Marius, te încoace, așa, și să te ajuți. Pe banii, tatu, eu n-am bani că să-ți dau ții 10%. De unde să-ți dau eu ții bani? Că dacă aveam, investeam. Nu suntem. Ce v-a spus cu societatea românească de capital? Și mergem acolo, la Uniunea Europeană, așa, cu 10 de dosare, că ea nu cere. Dacă o cerut 3 puncte, românul mai pune 16. Și se duc acolo, nu știu dacă ați văzut, cu un portbagaj de dosare. Și apoi după aia ia unul așa la mișto. Întrebați-o-lea că domnul Mare. Așa da. Spune. Ăsta. Hai să vedem noi. Ia. Ce mai e prin portbagaj? Mai e ceva prin portbagaj? Noi mai așteaptă. Mai până o să terminăm cu tâmpenile astea și o să dar facem cu un cadru unice, legislativ simplu și în favoarea noastră, dăm 3 miliarde și ne dau aia câteva spune. Că au interes alte state să le ia. Domnul Arămescu, spuneți am pornit de la parcări, v-ați lăsat până la urmă singur aici, mă lupt singur. Nu, dar v-am explicat cu parcările. Da, deci, m-ați explicat, doamne, ai zis tu, așa e. Da. Dar așa spun. Eu vă așteptam să vă părerea noastră. S-au făcut ambiții, adică ce băieții care n-au votat, adică nu erau, erau și ei de acord, dar au primit poate un picuț. Au primit în plic răspuns. Da, în plic și au spus, băi, mai lăsați-o, leacă ca să spună că au făcut lucru. Nu, măi, am făcut noi tăți consilieri. Dar până la urmă, cum e? Când doar nu-i nimeni. Se blochează acest lucru? În ideea, băi, să nu le facă lungul? Da, că el parchează lungul pe tot orașul. Unde văd, numai el. El nu stă la primă. Să văd și eu logica în baza cărora PSD-ul spune bă, mentalul nostru românesc, nu că e PSD, că e PNL, că mă puneți în postura să fiu, poate mă dau afară. Nu au slujit niciun. Domnul Arămescu, vă doriți să fiți dat afară din partid? Acum vă întreb ce părere aveți de domnul Ludovic Orban și gata. Auziți, nu contează, eu oricum părere mi-o spun. Deci n-au făcut, n-au avut asta, cum îi zice, voința de a face bine niciun partid care au fost când așa. Dacă trăiam mai bine, hai să rămânem la parcări, că de la asta am pornit. Da. Că e una din problemele drastice, grave ale Sucevei, problema parcărilor, și toată lumea o tratează așa, la și altele. N-au tratat-o, deci au trimis băieții de la cadastru, din cadrul primăriei, i-au trimis, s-au identificat. Dacă să vă spun, nu vreau să spun că
vorbesc de pe pereți. Deci, atât am insistat la domnul primar. Acum, ați văzut, nu mi-ai spus ședință, dar bat la ușă tot timpul. Și cu circulația spre Burdujeni. Asta atunci, bă, domnul... Știu. Și cu personal parcări, știu. Chiar vă rog să deci, povestesc cu asta. Cum e și cu parcările. Am zis că, domnul primar, unde... Și până la urmă mi-a dat dreptate. Unde parchează omul? Acolo e parcarea. Mereți trimiteți băieții să identifice. Că ați văzut, trag pe iarbă. Nu mai bine punem noi niște borduri și niște asfalt. Nu trebuie nici infrastructură mare, că pe acolo nu trec camioane. Măcar când vine câte o doamnă elegantă, așa, îți dă de mașină, nu o să bagă papuci cu toc până așa și nu poate scoate. Am văzut odată o femeie, mergea cu papuci mână după ce o parca mașina. Mașina bengoasă. Dar e când odată nu mai avea parcare, știți? Și am zis, i-am spus... Întrebați-o pe Neaghiță cum e în, în Zamca. Auziți, și au înțeles. Deci, și Neaghiță cred că se descalță. Auziți, da. Deci... S-a înțeles chestia asta și a spus da. Și a trimis, o identificat și mi s-a părut foarte corect. Când s-a identificat, trebuia să spune că trebuia să facem... Domnule, las că le facem mai așa cadastru și tot. Hai să facem. Cui trebuie mai mult iarbă să meargă la Ilișești. Mai sunt câțiva copaci, stai acolo. Când stai în oraș, ori copaci, ori iarbă. Și iarbă, ieși iarbă, da. și vegetați. Și copaci, vegetați. Și merge acolo. Când stai într-o comunitate mai aglomerată, suporți rigorile. Că așa iese. Până n-ați văzut o prostie, a spus atunci la domnul primar, domnul primar, nu mi s-a părut corect, adică pentru câțiva tei, că a venit un băiat fără servici, cred că nici... așa, și s-a legat cu lanțul de un tei. Băi, modificăm. Și a ieșit o prostie pe George Enescu. Eu nu sunt de acord. Da, trebuie tăiați. Am spus și la momentul respectiv. De unde te-ai legat? Instituția statului, jandarmerie, ia-l bă pe ăla. Da. Deci e așa copacul frumos, pa, cu totul, dai la o parte. Nu, dar te uitai atent de unde e legat. Și tăia mai de jos. Da. Tu stai cu copacul și îi spuneai când venea, tu ce să la domeniu cu tot copac, când a să facă foame, o să dislege. Noi trebuie să facem... Doamne, nu stăm unde lege în tot. Mi-a plăcut tunelul Hajolski. Că a spus, lasă măi, pe aici vine, pe aici tăiem, dar așa iese. A, nu-ți convine tu, vorbește, dar noi trebuie să faci, societatea trebuie să avanseze. Eu am discutat, vă dați seama că noi discutăm, nu numai în ședință, și așa, în timpul, când ne întâlnim. Și am zis, Lucian, nu merge. Și a spus, domn primar, și ai dreptate. Nu merge, păi dacă vrei să faci ceva, păi trebuie să... Acum ne încurcăm, ăștia tăiem munți, noi nu tăiem. Nu, întotdeauna cei care sunt foarte, sunt cei mai puțini și ce sunt și ai naibii de vocal, că la un moment dat te sperie. Păi erau la orice chestiune care se întâmpla, fratele meu ăștia cu protecția animalilor, zgomotoși de nu se poate. Ei, s-a făcut acel... referendum, să spunem, prin intermediul asociațiilor de proprietari, unde întrebați oamenii, băi, care e până la urmă situația? Cam ce v-ați dori? 96% din populația Sucevei era, băi, problema câinilor comunitari trebuie rezolvată și trebuie strânși, da? 2% probabil s-au abținut și sub 1% ăștia care... Păi despre ce vorbim? Adică, din 100 de oameni... Nu vreau să jignesc pe nimic. Dar nu-i că jignim. Nu, aici e o glumă. Am văzut într-un filmuleț, așa, uitați-vă doar acum apar toate prostii, dar trebuie să-l selectiezi pe internet. Ați văzut unul când umblu cu un câine sau cu un animal, începe să tundă și el și câinele ies la fel și se seamănă. Dacă umblă mai mult, începe să gândească la fel. Ascultați ce vă spun eu. Nu, dar noi nu trebuie să ținem cont și să ducem societatea mai departe. Auzi, hai să luăm așa. Hai să trecem, da. Referitor la bani. O să facă. Nu, cu insistență, nici PSD-ul au mai câteodată, dar votează. De multe ori votează. Că au și acolo băieți de ștere. Hai, ce puteți spune de domnul Vasile Mâncă? Eu nu am, numai că e influențat. Eu nu am foarte bine asta, cum îi zici, așezat și ca pregătire și ca tot. Eu l-am discut în particular cu el și se vezi asta, cum îi zici, câtă minte are. Da, dar asta nu... Trebuie de dat deoparte prosiile, așa, și hai să punem ce ai bun, domnul Vasile, ce ai bun de aici, să găsim soluția cea mai bună. Nu putem să spunem că acolo Consiliul Local sunt proști, că la PSD, să... Nu, dar nu, dar ce nu m-ați influențat, nu, am zis așa, nu m-ați influențat rău. Noi trebuie să găsim chestia constructivă să, de a face bine și atunci o să meargă. Și asta și la nivel de Parlament, la nivel de toate, asta este soluția. Noi aici, noi ne urâm. Ne urâm și străinii mănâncă mâncare din traisă. Asta este problema. Da, dar vedeți dumneavoastră că de la asta am pornit discuția de la parcări. No, vă dați seama, eu am discutat cu primarul. Da. Am zis, domnul primar. Îmi dați voie să iau niște publicitate.
Dar nu puteți să o luați toată după? Nu. Nu merge. Îmi pare rău. Deci țineți minte ideea. Ați fost și ați discutat cu domnul primar. Nu, nu. Și după publicitate, restul.